Însă niciun atacant nu a pornit acolo unde și-ar fi dorit mijlocașul Arădean. Și acum Kirev iese din limita careului. Trimite spre Boștină, acesta mai departe, spre acest jucător de la un șut ce prinde și trenul îi zbucnește, nu a fost tot surprins, deși nu era foarte ieșit dintre turi. Se produce și înlocuire, iese de pe teren Radu Mărginian. Intră Cornelius Miron. Apoi centrare și șutul. Celor de a fost Cornelius Miron, cred că printre primele stingeri de balon Cornelius Miron reușește să restabilească egalitatea. A protejat foarte bine în fața lui Petrovic, a stat bine pe picioare. A fost minge oprită excelent de Ramiro, stă bine pe picioare și un șut cel surprinde de mare Kirev. 1-1. Spuneam că am văzut de toate, mai puțin goluri, însă în ultimele 10 minute, 2 goluri, câte unul la fiecare poartă.